modul în care este acordat concediul medical s-ar putea schimba de luna viitoare. Medicii vor urmări evoluția pacientului, iar numărul de zile acordate va depinde de felul în care acesta reacționează la tratament. Statul vrea să schimbe legea care stabilește felul în care se acordă concediile medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate are în dezbatere publică un proiect care ar putea să intre în vigoare chiar de luna viitoare. Nu prea bună așa, dar dacă oamenii ar fi conștienți de faptul că sunt bolnavi, să se prezinte la doctor în primele 3 zile, să vadă cum 3 zile, zic că pentru sănătatea lor, dar din punct de vedere al faptului că vor să facă concediu, nu e un impediment ăștia 3 zile și pot să se ducă după cele 3 zile, numai dacă nu sunt bolnavi rău, cronici, că după 3 zile nu-ți trece, chiar dacă faci tratament. După noile reguli, medicii ar trebui să întocmească un plan de monitorizare a bolii, iar numărul de zile plătite celor care intră în carantină ar putea să fie redus. E foarte bine, dar târziu că mulți au făcut așa și au luat niște bani și noi bătrânii care suntem la pensie nu ne mai crește absolut deloc. Da. Deci considerați că ar fi bine să se implementeze acest lucru? Bine! Concediile medicale luate la control. După ce anul trecut mai mulți români au stat acasă, acum autoritățile îi vor monitoriza mai atent pe cei care apelează la medici. Vor să vadă dacă aceștia chiar au nevoie de concediu sau vor doar să fugă de muncă. Vizații nu sunt doar angajații, ci și patronii, dar și medicii care prescriu concediile. În cazul în care se descoperă nereguli, amenzile ajung la 10.000 de lei. Din experiența mea, știu că mulți oameni au procedat în felul acesta în anumite situații. Știu eu, presați de un concediu, presați de evenimente, eu știu, familiale, așa, în care au apelat. Contra cost, cred, sau nu cred, am fost convins uneori, așa, și au beneficiat de câte un concediu medical. Ori de 3 zile, ori de 4, ori de săptămână. Mi-aduc aminte, într-un spital rural, era un medic care elibera certificate medicale tuturor marinarilor care mergeau pe Dunăre și vroiau să mai stea și ei acasă cu familia. E, în schimb, primea câte ceva. Așa, de este posibil să se apeleze la practica asta, dar poate că se controlează și va fi ținută sub control. Angajații care iau concediu medical nejustificat risc amenzi de 2.000 de lei. Guvernul a adoptat recent o ordonanță care mărește sancțiunile pentru concedii medicale luate nejustificat. Pentru angajați, amenziile ajung la 2.000 de lei și patronii pot primi sancțiuni de până la 6.000 de lei dacă nu plătesc corect sau la timp concediul medical. Amenziile pentru medici urcă până la 11.000 de lei.